Iată o zi în care fumul de la trenurile astea private diesel nu doar că se miroase, dar și se vede pe camera. Urcă Leneș din coșul de fum al locomotivei, dar locomotiva văd că e fără așa ceva. Și după aia coboară încet spre peroane. Presiunea atmosferică e joasă și toată gara de nord miroase a corupție și a nimic facere de la garda de mediu. Tot fumul ăsta i-a dus în gara. Ia uitați-vă cum intră, îl vedeți proiectat de soare. Și gara se intoxică cu fum de motorină. Și sunt mai multe trenuri neelectrificate, inclusiv cele care merg la aeroportul Otopeni. Am înțeles că acolo e un pod cam jos care nu permite electrificarea. Și uite așa, planificarea proastă, proasta gestionare a banilor publici duce la deteriorarea sănătății. Și cine credeți că vine la gară să folosească un tren? Oamenii săraci. Cei bogați merg cu mașini, cu elicoptere și lor puțin le pasă. De fumul de la gara de nord. Fumurile.